Salam! Astăzi încerc să fac primul meu tiramisu, pentru că îmi place mereu să testez și tiramisu de fructe de pădure și cel de cafea. Am să le încerc pe amândouă astăzi. Am pregătit aici 5 gălbenușuri cu 3 linguri de zahăr, cu răzătură de lime și portocală, 3 albușuri cu alte 4 linguri de zahăr pe care am să le bat spumă bine, răzătură de ciocolată albă, am folosit Haibu, mascarpone, 500 de grame, fructe de pădure în sezon, afine, miere și smeură, pișcoturi, sper să fie bune, și momentan cam atât. Voi începe procesul și voi reveni să explic ce fac. Învăț și eu odată cu voi. După ce am bătut bine cu mixerul spuma de gălbenușuri, în care am adăugat și o esență de vanilie și una de rom, am pus 500 de grame de mascarpone pe care îl voi amesteca cu interes și energie până încorporez tot gălbenușul. Aici avem albușul care se bate în continuare. Voi scoate și puțin lime, lămâia dă o anumită textură pe gele. Amestecăm gălbenușul cu brânza italienească. De aici încolo nu mai folosim mixerul. Vom incorpora gălbenușul cu mascarpone și cu spuma bătută bine. Vedeți cât de bine este bătută. Uitați că am pus și câteva picături de lime. Și după aceea vom începe procesul de înmuiare a pișcoturilor, fie în cafea, în care am adăugat vreo 6 lingurițe de cafea la o ceșcuță sau ceașcă. Și aici am pregătit un sirop de zahăr în ambele compoziții, presărând țuică, așa, un strop, pentru că nu am avut nici coniac, și nici lichior de cafea, așa cum se recomandă la această rețetă. Iată, am încorporat și albușul, bătut bine. Și acum voi începe procesul tehnologic al înmuierii pișcoturilor în acest sirop de zahăr, care poate fi înmuiat și cu fructe, cu zeama de la fructe sau cu lichior de fructe de pădure, dacă o există așa ceva, cred că da. Dacă aș fi avut afinată sau puțin învișinată, cred că aș fi folosit-o. Și iată cum am început ordonarea pișcoturilor în această tavă. Nu-mi dau seama cât de mult ar trebui să țin pișcoturile în această zeamă de zahăr. Dar probabil că la a doua rețetă voi ști. Și așa vom continua. Am pus crema, am ornat cu fructele de pădure și cred totuși că voi mai încerca să mai presez ca să mai fac încă un strat. Vasul ales a fost un pic cam mic, pe
pentru ce am gândit, dar vedeți că arată foarte, foarte bine. Am ales să aduc pișcoturile de pe margine, pe care deja le muiasem, spre a presa primul rând de cremă. Am presărat și ciocolata albă, lasă-mi prealabil. Și acum voi mai insista cu un strat de cremă. Și după care voi orna din nou cu fructe de pădure și ciocolată albă rasă. Pentru tiramisu din cafea am procedat similar, dar am înmuiat de data asta în cafea. Urmează să pun crema, să intercalez din nou pe primul strat de cremă 2-3 pișcoturi și abia după ce se înmoaie o noapte să presar cacao. Și cam aici cred că se termină partea de tiramisu, primul meu tiramisu cu fructe, și am să îl arăt și pe cel de cafea după ce incorporez ingredientele. Iată și rândul 2 de pișcoturi, peste care adaug diferența de cremă. Iar mâine pudrăm cafea. Poftă bună! Bună dimineața! Iată a doua zi, cum arată cele două preparate. Le-am și degustat, sunt minunate. Și acum vom pregăti câte o farfurioară pentru cei dorniți să le încerce. Încercați-l, că merită!